În Rusia, 4 suspecți, toți cetățeni din Tadjikistan, au fost puși formal sub acuzare pentru terorism pentru comiterea masacrului de la Moscova, în care au fost uciși peste 130 de oameni. Doi dintre ei și-ar fi recunoscut vinovăția. Cu fețele umflate și vinete, au ajuns la tribunal purtând semnele unor bătăi severe. Unul dintre ei, adus în scaun cu rotile, părea că abia era conștient în timpul audierii. Starea lor a ridicat semne de întrebare, dacă într-adevăr au vorbit liber. Presa rusă scrie că serviciile de securitate i-ar fi torturat în timpul interogatoriilor. Instanța a dispus pentru ei arest preventiv până pe 22 mai și vă reamintesc că 137 de oameni au fost uciși și cel puțin 180 au fost răniți în acest atac considerat cel mai sângeros din ultimele două decenii comis pe teritoriul Rusiei. Despre acest subiect discutăm în minutele următoare alături de domnul profesor Cristian Părvulescu, politolog în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru această intervenție. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Haideți să înțelegem puțin, domnule profesor, cum a ajuns Moscova ținta ISIS, pentru că părea cumva că teroriștii n-au cum să pătrundă în Federația Rusă. Vedem contrariul după ce ISIS a revendicat, știm foarte bine, foarte multe atacuri și în Europa. E adevărat. Acum vorbim despre o ramură aparte care a apărut în 2015, și anume statul islamic din Khorasan, a apărut în Afganistan și s-a extins spațiul de acțiune în Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran și iată și în Rusia. De altfel, în urmă cu nu foarte multe zile, șeful informațiilor americane într-un interviu pe care l-a dat în Congresul Statelor Unite ale Americii, vorbea despre capacitatea acestor teroriști de a face acțiuni teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii în afară sau pe teritoriul Statelor Unite. Știm că au fost avertizați de către ambasada Statelor Unite rușii în legătură cu posibilitatea unui asemenea atac, așa cum știm că ambasada Statelor Unite a avertizat americanii din Rusia să nu participe la manifestații publice și la concerte. Deci informații care au fost strânse duceau spre o asemenea concluzie. Dumneavoastră întrebați de ce. E simplu de ce. Pentru că în 2015 Rusia a atacat ISIS-ul, Daesh-ul în Siria, a contribuit la victoria lui Bashar al-Assad, deci Rusia rămâne pe lista celor care trebuie să plătească. Da, dar cu siguranță sunt oameni care se uită la noi chiar în aceste momente, domnule profesor, și spun, bun, este o poveste din 2015. La aproape 10 ani să se întâmple un astfel de atentat? Se întâmplă atunci când este posibil să se întâmple. Deja în ianuarie au avut un atentat cu 100 de victime în Iran. Cum vă spuneam, acționează în Asia Centrală, deci este o facțiune care acționează în zona respectivă. Au recrutat aparent foarte mulți oameni din fostele republici sovietice și atunci când există slăbiciuni, de exemplu când rușii sunt interesați doar de războiul din Ucraina și de urmărirea opoziției și occidentalilor, pot profita de breșe. Dar rușii nu vor să recunoască de fapt că este vorba despre un atac islamist, ei pun vina pe ucrainieni, consideră că tot a fost organizat și regizat din Ucraina. Vladimir Putin a lăsat-o să înțeleagă, Dimitri Medvedev a fost și mai vehement, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe acuză Statele Unite că vorbesc despre statul islamic și cer documente sau le cer să nu mai se pronunțe în probleme care privesc anchete în curs în Rusia. Deci, pe de o parte, statul islamic, cum spuneți dumneavoastră, afirmă că a realizat aceste atentate. Pe de altă parte, cei care cărora li s-au smuls afirmații dintre cei patru pe care i-ați prezentat mai devreme, n-au făcut nicio referire la Ucraina, cel puțin în imaginile care s-au dat publice, dar asta contează mai puțin pentru că, știți, poate bine, să fie acum un să fim serioși, dacă vreunul dintre ei ar fi pronunțat Ucraina cu siguranță, Federația Rusă, regimul de la Kremlin, ar fi făcut publice aceste filmări. Evident, evident. Dar există două ipoteze plauzibile în momentul de față. Prima, că este vorba de un atentat islamist, modul în care au lucrat aduce foarte mult aminte de alte atentate și de un anume tip de regie a acestor atentate, în special de Bataclan din 2015 de la Paris, sau de un atentat care, cum sugerează serviciile secrete ucrainiene, a fost pregătit de serviciile secrete ruse și pus pe seama islamiștilor. Prima ipoteză este cea mai plauzibilă, dacă nu cădem în
teoria conspirației. Pe de altă parte, rușii au organizat atentate pe teritoriul propriu sau în orice caz există bănuieli că au făcut acest lucru, pentru că așa și-a început Vladimir Putin cariera politică în septembrie 1999. Au fost celebrele atentate de la Moscova, nu doar de la Moscova, dar așa sunt cunoscute. Bine, astfel de ipoteze cu siguranță vor mai apărea, domnule profesor, și cu siguranță vom mai discuta despre toate aceste informații. Deocamdată vă mulțumesc pentru intervenție și pentru toate aceste detalii.